calitate de guvernator, sunt convins că vom avea un lucru greu, ca domnul Churchill promit și lacrimi și sânge și sudoare, dar sunt sigur că vom avea rezultate bune și nu pot să spun decât că la sfârșitul acestei conferințe sau majorității ce s-a întâlnit, începem deja lucru. Mulțumesc încă o dată tuturor și încă o dată domnul președinte și domnului guvernator Drăguțanu, care sunt sigur are mai multe emoții decât le-am eu acum, deci eu deja mă gândesc la lucru, pe când el cred că poate să-și permită să uite puțin grijile profesionale și să subiectiveze, să simte și cred că va începe să fie și el copleșit de niște emoții acum. Curaj și bună continuare!